Sincer, chiar aveam un plan să vă povestesc cât de greu a fost să devin ITist, dar să fiu sincer încă o dată, chiar a fost destul de ușor. Totul începe de la un plan. Dacă planifici, ai mai multe șanse să reușești. Povestea mea începe ceva de genul, cum să devii programator dacă nu ai facultate în domeniu. Eram la inginerie electrică, chiar dacă învățam bine, cumva nu eram mulțumit de un singur lucru, că nu mi ofereau perspectivă, adică nu puteam să mă gândesc la flexibilitate pe partea de muncă, la beneficii care auzeam de la prietenii mei care erau IT-iști, la creșterea salarială destul de rapid, adică timp de 2-3 ani deja să atingi un salariu mult mai sus de media din România și respectiv am zis că avem un timp limitat, o energie care putem să alocăm într-o direcție și de ce să nu fac eu o schimbare, să iau o decizie mai radicală. Prin urmare am pus pariu pe viitorul meu, pe potențialul meu și am zis că ok, îmi fac un plan, deja m-am informat, știu ce înseamnă IT, am vorbit cu persoanele din domeniul IT, respectiv trebuie doar să ating niște checkpoint-uri, niște puncte de reper și nemijlocit să obțin ceea ce vreau eu, adică să încep o carieră în IT și asta, basta, nu mai continui cu inginerie electrică, pentru că da, a fost o greșeală din start, am pierdut 3-4 ani, dar nu are sens să mai pierd încă 4-5 ani, ca după aia să-mi dau seama că tot trebuie să vin către IT sau o alternativă cu perspectivă. Am început licența, mi-am ales o licență care avea ca tematică să dezvolt o aplicație web, desigur că legat de inginerie electrică, pariul consta în felul următor. Dacă nu finalizez licența, nu obțin nici diploma de inginer electric, respectiv nici nu mă pot angaja ca inginer electric. Dacă finalizez, obțin și diploma și jobul dorit. Ipotetic, am început să lucrez, chiar am dat din greu, de la început era foarte multă informație, habar n-aveam ce presupune toate astea. Norocul meu că aveam o persoană care m-a ghidat, m-a ajutat, a fost mentorul meu, un prieten de-al meu ITist și prin urmare m-a ajutat să depășesc momentele de blocaj, pentru că, da, orice drum, nu știu, te naști singur și mori singur, la fel și cu învățatul, adică trebuie să treci prin acest proces singur, dar de multe ori te blochezi și anume o persoană de genul îți salvează timp. Igor, salut! Mersi de ajutor, cumva el, zicem, a fost jucătorul cheie care mi-a oferit know-how-ul său și de multe ori stătea cu mine, adică desigur că venea seara, stăteam la o bere și în loc să stăm la o bere, el stătea cu mine vreo oră, o oră jumate și m-a ajutat să înțeleg mai bine anumite concepte, cumva m-a ajutat să depășesc blocajele care le întâlneam, desigur că orice proces, mai ales dacă e ceva nou, sunt aceste blocaje și trebuie să știi cum să le depășești. În momentul în care am ales tema de licență, chiar și profa mea de licență era cumva sceptică că, vai, unde te bagi, băiatule? Ia o temă normală și mergi pe drumul tău, nu trebuie să fii erou. Plăcerea mea a fost prin luna martie, când am venit cu licența și era deja gata, finalizată. Cumva, doamna a rămas surprins plăcut că am terminat așa rapid. O altă mirare a fost că am aplicat la joburi, am fost chemat la interviuri, eu cumva am selectat din start anume strategia că termin mai rapid licența pentru că să evit aglomerarea de la final de primăvară, început de vară, când toți aplică și toți caută joburi. Am fost chemat, desigur că m-am simțit penibil, la fiecare interviu aveam în mine sentimentul ăsta de intrus, plus la asta erau și întrebări incomode care nu mereu știam să răspund la ele, dar mi-am dat seama că poți să treci peste ego-ul tău, puțin poți să treci peste fricile tale și pur și simplu să te duci, să încerci, pentru că e vorba de statistică. Cât mai mult aplici, cu atât mai multe interviuri ai, cu atât mai multe interviuri ai, cu atât mai multe șanse ca să obții acea ofertă de muncă. Deci era undeva început de luna iunie, toți colegii mei lucrau din greu ca să finalizeze licența. Eu deja eram relaxat, știam că trebuie să predau licența și asta e. Am predat licența, am început prima mea zi de muncă, și am început cariera în domeniul IT. Da, într-un final am pierdut 4 ani de facultate, plus la asta vorbim și niște sume, cât ar costa facultatea timp de un an. Nemijlocit, nu doar vorbim de prețul unei facultăți, dar chiar și partea de întreținere. Norocul meu că am fost la buget, dar asta nu elimină faptul că am pierdut 4 ani, 3, pentru că ultimul an mi-a venit mintea la cap și am început să lucrez acolo unde doresc eu. Deci faceți un calcul simplu. Cât vă costă să vă reprofilați, nu știu, studiați piața, încercați diferite variante, aflați cât mai mult și după aia luați o decizie conștientă, pentru că trebuie să fiți conștienți că este o schimbare care necesită implicare. Ai foarte multe oportunități, deci nu ești limitat la o singură variantă. Da, noi la Skillbrain am încercat să facem
ca procesul să fie cât mai aproape de realitate, adică să ai metodologie agile, stilul de management dintr-o companie IT direct în procesul de învățământ, ca să fii super ușor de integrat, să ai un internship, respectiv să depășești acea barieră, gen, nu știu, ca să obțin un job trebuie să am experiență, ca să am experiență trebuie să am un job. Și desigur că să ai îndrumare pe parte de centru de carieră, să știi ce înseamnă să-ți creezi un portofoliu corect, să știi ce înseamnă să-ți prezinți corect portofoliu, să știi cum e să fii la un interviu, să ai acele interviuri simulate și să ai o persoană care te ajută să aplici, îți dă feedback timp de 3 luni de zile, pentru că, cum am spus, pe partea aceasta de angajare e vorba de statistică. Aplic mai mult, am mai multe interviuri, am mai multe oferte, am mai multe șanse să fiu angajat. Deci, noi am început de la zero, de la prima ta zi în care nu cunoști nimic și până la angajare. Sincer, de aici am fondat cu prietenii Skillbrain pentru că cunoaștem cum e să treci prin toate aceste etape. Da, există un proces care e complicat, dar per total ai nevoie de o persoană care să te ducă corect pe acest drum. Noi oferim acel suport, prin urmare, intră la noi pe site, uite ce presupune, aplică, vorbește cu un consultant și află mai multe informații ca să iei o decizie conștientă. Mersi că v-ați uitat, pentru mai multe videouri o să apară pe ecran. Dați click, aflați mai multe informații și ne vedem la webinar, la cursul.